Acești oameni sunt angajați ai căilor ferate. De fapt, spun că nici nu mai știu de cine aparțin, pentru că privatizarea în domeniu a distrus practic sistemul. Știu doar că firma a aparținut miliardarului Comana, mort în Columbia. Ei sunt nemulțumiți în primul rând că Regiotrans, operatorul privat feroviar, a fost scos de pe trasee și astfel munca celor de la Regiotrans o suplinesc ei. Așa că acum trebuie să lucreze dublu și chiar mai mult. Lucrez peste 300 de ore pe lună și nu fac norma de 168. Deci, în trei luni, ianuarie, februarie și martie, mi s-a luat 15 zile din concediu, două odihnă, ca să mi se facă norma de ore. Deci, e ceva incredibil la ei treaba asta, de-ați luat în concediu. Mulțumesc pe cele bune de la Regiotrans și a pierdut licența și le-a băgat pe astea oribile. Chiar dacă volumul de muncă s-a dublat, salariile au rămas aceleași. Noi avem doleanțe în legătură cu condițiile de lucru, salarizarea, având în vedere că la noi în stația Ciumet se formează în jur de 30 de trenuri în 24 de ore. Adică volum mare de muncă. Volum foarte mare și de transport. Și când te uiți pe fluturaș, că iei 670 de lei lichidare și mai 350 de lei avans, te ia cu amețeală. Toate aceste nemulțumiri au făcut pe oameni să izbucnească. Ne afectează prin mărirea intervalului de lucru, care se mărește în acest moment de la 168 de ore la 336 de ore, efectiv lucrate pentru a acoperi numai această normă minimă de ore de 168. Fizicul nu poate face față? Fizicul nu poate face față. În acest moment, prin retragerea licenței de transport, nu-și mai acoperă norma de ore, iar oamenii sunt nevoiți conducerea până la urmă, că asta s-a luat la nivel central, conducerea RCF Trans a dispus mărirea intervalului de suspendare de la 8 la 12, la 12 ore. Cei care au preluat aceste secții nu au acordat niște sporuri la salariați pe care noi acum suntem în procese pe rol cu aceste firme. În sfârșit, după 2 ani și jumătate, am reușit să încheiem un contract colectiv de muncă cu această firmă RCF Trans, care a preluat secțiile Golești, Argeșel și Vâlcele, Curtea de Argeș. Necazul mare a fost că retragerea licențelor de la Regiotrans ne-a dus în situația creată din acest moment. Oamenii stau prea mult la serviciu și sunt pontați cu norma de oră la jumătate. Dacă situația va continua, nemulțumiții, 135 de persoane, vor merge cu jalba în proțap la minister.